Bună seara! Joc alături de domnul Costel Constantin încă din 2013 la Teatrul Național într-un spectacol care joia trecută a ajuns să aibă 194 de reprezentații. Un lucru destul de rar pentru zilele noastre. Este o onoare pentru mine să fiu pe scenă alături de acest actor minunat și căruia îi port foarte mult respect și îi mulțumesc pentru bunăvoința și generozitatea de care dă dovadă cu tinerii ca noi. Domnilor și domnilor, domnul Costel Constantin. Da. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet. Să știți că avem o meserie superbă. Noi trăim atâta timp cât trăim în memoria spectatorilor. Și meseria asta am învățat-o din școală, pentru că am avut și avem o școală extraordinară de teatru și film. O școală care și are rădăcinile în școala rusă, o școală mare de film și de teatru, și în cea britanică la fel de mare. Și ca să vă spun o întâmplare petrecută de mult și care dovedește acest lucru, era în 1964, luna martie, primele zile, eram în anul 4 de facultate, pregăteam examenul de sfârșit de facultate cu un rol din Shakespeare și a venit în turneu la noi în București o mare trupă de teatru britanică, Royal Shakespeare Company, cu un spectacol cu Regele Lear, pus în scenă de Peter Brook, cu o distribuție fabuloasă. Spectacolul s-a ținut la operă. Noi, câțiva studenți, am intrat pe o scară de incendiu, am urcat sus la balconul 2 să vedem spectacolul în picioare. La sfârșit, sala în delir a aplaudat, succes extraordinar. Iar actorii au ieșit la aplauze în față, o dată de două ore, au apărut niște fete cu buchete de flori din stânga și în dreapta pentru actori și apoi actorul care a jucat rolul principal, care avea peste 3 ani să ia un rol, să primească premiul Oscar pentru interpretare în Un om pentru eternitate, Paul Scofield, îl juca pe Regele Lear, a ieșit în față, singur, și de la un arlechin a apărut un bărbat înalt, superb, cu un buchet de flori, un actor român de teatru și film, recunoscut de toată sala. Toată sala a aplaudat și mai puternic, iar Paul Scofield și-a dat seama că nu e un prezentator oarecare, este cineva special. A primit florile din mâna lui Septimiu, l-a apucat de mână, s-a înclinat împreună cu el în fața publicului și a spus ușor, "Who are you?" La care Septimiu a spus, "Romanian Scofield." Mulțumesc din suflet!